La Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, astăzi au răsunat colinde, mai multe ansambluri folclorice din țară și au dat întâlnire la evenimentul intitulat Hristos se naște, slăviți-l! În cadrul evenimentului au evoluat colective artistice din Chișinău, Sângerei, Căușeni, Ștefan Vodă, Ialoveni, dar și Criuleni. Colindătorii și-au adus aminte de timpurile în care au învățat primul colind. Pe deal așa făceam cum repetiții, pe urmă mergeam pe la club, pe în sat. Era mai interesant când mai erau cu noi bunicile noastre, buniei, care ei tot ne învățau. Tinerii spun că au preluat cu drag repertoriul celor cu experiență. Ne bucurăm să transmitem mai departe generațiilor următoare cântecele ce au rămas de la bunii noștri. În același timp, membrii formațiilor s-au declarat mândri că poartă costumul național autentic. Sunt îmbrăcată într-un costum național moldovenesc, format din ie, catrință, jupă și brâu și în cap port o broboadă tradițională. Și străistuță, așa spunem noi. În 2013, colindatul de ceată bărbătească a fost înscris în lista Patrimoniului Cultural UNESCO.